Dan, bună dimineața! Bună dimineața, Dan. Aveam o discuție aici, vorbeam despre cum se prepară, cum se face. Anastasia Crețu în această dimineață, cea care dă cu capul la fund o căpșună în ciocolată și uite cât de frumos iese. Dar știi ce am aflat? Am aflat că valabilitatea este de doar 24 de ore. 24 de ore. Acum a comandat, acum a plătit, nu? Corect, și acum a consumat. Și acum a consumat. Da. Așa că trebuie să veniți și voi un pic mai aproape ca să vedeți aceste frumuseți. O să ne povestească Anastasia revenirea ei în țară, după o perioadă în care ai fost plecată. Diaspora, ridică mâna în sus. Hai să ne povestești și de unde e aceste căpșuni minunate. Este un secret, dar vă povestesc. Gata, e un secret. Dacă e secret, nu-l mai spune, că cine știe, poate mai vin și alții cu idei de afaceri. Ok, Anastasia, abia așteptăm să ne povestești mai multe, dar în pasa care urmează, despre toate aceste lucruri interesante pe care le faci tu, minunății. Da, bine. Vă ne-am povestesc înțeles? Cu drag, da. Ok. Așa să fie. Noi prindem la curaj și după aia povestim mai multe despre aceste căpșuni băgate în ciocolată. Bună dimineața, prieteni! După cum am promis, am revenit aici în bucătărie de la prima oră și în această dimineață o avem pe Anastasia Crețu, o mămică a unei fetițe de 5 anișori care pregătește căpșuni în ciocolată. Te rog frumos să ne... Bună dimineața și te rog, o salutăm și pe Amelia, fetița ta de 5 ani. Da, este la grădiniță acum. Ce minunat! Tu ai venit și cu soțul? Da. Mihai, e acolo. El a încălzit ciocolata? Da, el mă ajută foarte mult. Am înțeles. Te rog frumos, hai să ne povestești ce se întâmplă, cum se întâmplă și care este procedura de a face acest desert minunat, căpșună în ciocolată. Este o procedură destul de plăcută pentru noi. Lucrăm cu o ciocolată belgiană de calitate înaltă. Mm-hmm. Asta e? Da. Aha. Sunt niște pasteluțe din astea micuțe de ciocolată. Le vedeți acolo. Pentru a lucra cu ea trebuie să o aducem la o anumită temperatură. Așa. Procesul ar fi să o încălzim la 40-43 de grade. După care o răcim, fiindcă când noi o încălzim, sunt câteva cristale în ciocolată. Așa. Și ele în acel moment se descompun. După ce noi scoatem și o răcim, acele cristale se compun din nou și formează un luci și o crocanteță aparte căpșunilor. Așa, ciocolate, de fapt. Aha, da. Minunat. Ăsta este un termometru. Este un termometru, dar cu care ne ajută să verificăm temperatura. Putem să verificăm acum? Să vedem? Da. Vedem dacă nu și care ar fi temperatura, să zic... Optimă. Perfect, între ideală, 29 perfectă. Și 30. Dar la cea albă, între 26 și 28. Uite, crește. Da. Încet. Asta să mai întorc așa. Uite. Așa se vede. Ce temperatură avem acum. Încă un aspect foarte important. Trebuie să topim ciocolata într-un vas de plastic. Așa. Nu știu cum de sticlă, fiindcă sticla menține căldura și mai greu se răcește ciocolata. Se răcește și după aia trebuie să așteptăm până... Avem și riscul să nu ajungem la temperatura dorită, fiindcă sticla ține foarte mult timp căldura și deja ciocolata, toate cristalele se descompun și nu se mai reformează. Nu se reformează și nu obținem și acel luciu de care avem nevoie. Da, apar niște pete albe dacă ciocolata nu este temperată corect. Deja știți toată procedura asta. Vă uitați cu ochiul ăsta, i-au apărut pete albe. A fost ținută într-un bol de sticlă. Bine, căpșunile sunt proaspete, dar noi ne întrebam și a punctat foarte bine Eugen. Astea nu sunt ca cele din vară. Nu. Nu? Când cresc, sunt mai... Da, acestea sunt căpșune grecești. Așa. Le procurăm de la Piața Angro. Sunt destul de dulci, este sezonul lor acum în Grecia și... Datorită lor reușim să facem aceste frumusețe. În Grecia avem altă climă, așa că ne permitem, cu siguranță. Dar hai să continuăm și să povestim și ce avem în acest bol. Aici avem zmeură liofilizată. De care? Liofilizată. O folosim pentru decorare. Este dulce acrișoară, este plăcută la gust. Uh-huh. Aici avem ciocolată la fel belgiană pentru a decora căpșunile, să facem niște ursuleți. Minunat! Uh-huh. Miez de nucă, la fel pentru decor și deja ciocolată. Și ciocolata, asta e ciocolata aia care o aceasta topim? Aceasta gană, da. E un pic mai mat așa la culoare, da. Nu are luciu.
Dar dacă e încălzită corect, are temperatura necesară, folosim un recipient din plastic, obținem acel luciu și acea crocantețe. Corect. Bine, hai să trecem la acțiune și să vedem cum se întâmplă chiar. Aici avem temperatura 28, dar e bine. Este bine. E da, bine. Îți mai dau un șervețel? Da, mulțumesc mult. Da. Se rog. Mulțumesc. Fiindcă trebuie șters imediat, fiindcă după aia se prinde. O să o provoc și pe dumneavoastră. Da, cu mare plăcere. Să facem împreună. Fac eu una. Mie îmi place ciocolata. Cui nu-i place ciocolata? Și așa. Punem scobitoare ca să putem apuca căpșuna și să o punem în ciocolată. Aha. Ridicăm frunzele bine și o muiem în ciocolată. Și o muiem în ciocolată. Da, o îmbrăcăm în ciocolată. Ce frumos, o îmbrăcăm, da. Iată, da. Așa. O scurgem bine să nu rămână un strat foarte gros pe căpșună. Uh-huh. Așa. De ce are o valabilitate atât de mică, să zic 24 de... Deoarece căpșuna este un fruct proaspăt, da. Și peste câteva ore lasă un suc. Și ciocolata, stând foarte mult pe căpșună și lăsând sucul acela, își pierde luciul, crocanteța și se moaie pe căpșună. Da, bine, poți să o mănânci peste 24 de ore. Da, poți, dar fi preferabil să savurăm maxim, atunci. Da. Deci, și acum, așa, trăiește bine. Clipa. Și o să decorăm cu zmeură. Cu zmeură, să vedem. Liofilizată. Este cumva, nu știu, procesul ăsta pe care... uite. Iată așa. De a obține pudra asta din zmeură. Noi procuram gata făcut, apropo, aha, de la producători autohtoni. Minunat. Următoare o faceți dumneavoastră. Bine. Facem cu miez de nucă. Cu miez de nucă, da, hai să fie cu miez de nucă. Iau o scobitoare. O scobitoare, da. Așa. Iau una mai mică? Cum doriți dumneavoastră. Ok. În vârf. Trag, așa, frunzele. Trag frunzele să fie trase și... Important să scufundați până la capăt. Până la frunze. Da. Încă un pic. Așa e bine. Așa și o scot imediat. Da, și o scuturați bine, aha, bine, bine. În bol să fie scuturată. Da. În altă parte. Uite, că se conturează și la mine o ciocolată, o căpșună în ciocolată. Dar am putea încerca să facem, spre exemplu, și prune așa, nu? Da, orice fruct. Orice fruct. Noi și banane facem, încă nu prea ne-am dezvoltat. Cu banane la fel este un pic de detalii de învățat. Dar asta cu căpșuna e chiar, da, căpșunica de pe tort, știi? Puteți să o puneți deja. Gata, aici. Pot să o pun deja. Puneți invers, așa. Așa. Da. E bine așa? Da. Așa. Și după? Și punem miezul de nucă. Uh-huh. Iată așa. Și dumneavoastră să adăugați un pic de străluci comestibil. Străluci, e aur comestibil, da? La fel cum am făcut eu, puteți să faceți. Da, cum, muiați bine aici. Pămătuful în sus, în jos? Nu contează. Așa e ok? Da. Și după aia? Și un pic așa. Este. Sunt bun de cofetar? Zic că da. Aha, gata, mă reprofilez. Și putem minunat face și un ursuleț. Hai să facem și un ursuleț. Da, imediat. Un panda. Vezi că eu m-am, cumva, mi-am găsit hainele ca să mă asortez cu ciocolata în această dimineață. Dar ursulețul cum îl facem? Facem năsucoal. Uitați-vă după mine și îl faceți exact cum sunt eu. Un ursuleț din Munții Carpați. Așa, cu ciocolata albă? Îi facem urechiușele din ciocolată albă. Așa. Ia să vedem. Așa. Luăm două urechiușe. În sucul. Două urechiușele le punem aici. Uite una. Minunat. Punem nasul. S-a pus corect? Da, e cam pe o parte. E un urs cu un nasuc pe o parte. Așa. Uite că îl mișcăm și? Și facem și bântuțul. Și bântuțul. Din inimioare. Da. O să întoarcem și spre cameră să se vadă. Da. Uite că e. Încet, încet se conturează ursulețul. Și așa cum și facem și ochișorii.
ciochișorii din ce îi facem? De altfel din ciocolată. Uh-huh. Uite așa se vede? Da, aici. Să facem liber. Și ochii. Unul. Exact ca la urs, sunt un pic mai apropiați ciochișorii. Așa. Dacă mă, ce și-ar fi ursuleții care noi le propunem în seturile noastre, da, și năsucul. Minunat, minunat. Anastasia, facem un ursulesul Lili, lui Eugen, da. Lenuței, colegei noastre. Câte un ursuleț pentru fiecare. Și da. După aia, în dar, venim cu ursulețul și să guste. Bine, Anastasia, mai facem, cum am mai zis, pentru toată lumea, așa că ca să guste toți și să se bucure de aceste fructe în ciocolată, în special căpșuni. Iar acum ne îndulcim și să vedem ce avem pe masă. Avem dulcigării pe masă. Eu ziceam că 14 februarie e cumva o repetiție pentru 8 martie. Nu știu de ce așa mi se pregătire. Pare. Da. O repetiție, o pregătire, nu știu, un preambul pentru... Ei, deja vă complicați și voi așa. Ei? Bine, schimbăm macazul. 14 e, suntem răsfățați noi, pe 8 martie deja. Asta ne convine. Ne-am înțeles? Ei bine. Bun, în această dimineață alături de noi este Anastasia Crețu, care a făcut aceste ciocolată albă, ciocolată neagră, căpșuni în ciocolată. Minunat. Dar noi trebuie să tăiem una în două. Corect. Da? Îmi dai voie? Da, să dați verdictul. Să vedem. Chiar este, chiar înăuntru găsim o căpșună? Zic că da. Ia să vedem. Wow. Chiar e căpșună înăuntru. Ce bine arată. Minunat. Minunat. Senzația asta de acrișor, un pic, da? Dulce acrișor. Da, dulce acrișor, fiindcă zmeura liofilizată nu este dulce, este acrișoară. Așa. Și combinația cu ciocolată și căpșună este perfectă, este zic perfectă. Eu. Este perfectă, minunat. Și cu pahar de șampanie. Sigur că da. În special de dimineață. Sigur. Ar fi perfect. Anastasia, noi îți mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru acest desert minunat pe care îl faci, căpșunele în ciocolată care ți ies fantastic, zici că sunt pictate, nu sunt adevărate, dar uite că sunt adevărate, sunt aici lângă noi. O să servim colegii, am înțeles că să ne le faci, da, nouă? Toată pentru producția dumneavoastră, să vă îndulcim. Ați văzut, colegi, ce se întâmplă. Îți mulțumim încă o dată pentru prezență și te mai așteptăm la noi. Da, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru această experiență frumoasă și voi reveni cu mare drag. Așa să fie.